Un Airbus A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, a făcut un zbor de test folosind ulei de gătit drept combustibil. Este o încercare a companiei producătoare de a reduce emisiile de carbon. Avionul a făcut un zbor de trei ore de pe aeroportul Blagnac din Toulouse, sediul central francez al Airbus, pe 25 martie. A fost alimentat cu un combustibil realizat în principal din ulei de gătit uzat și grăsimi reziduale și a funcționat cu un singur motor. Airbus a testat în trecut acest combustibil și pe alte avioane și speră ca aeronavele sale să fie certificate pentru a zbura cu SAF până la sfârșitul acestui deceniu. În prezent, aeronavele Airbus pot fi alimentate cu până la 50% ulei de gătit amestecat cu cherosen. Firma intenționează să scoată pe piață primele aeronave cu emisii zero până în 2035. Compania susține că avioanele care zboară cu SAF ar putea atinge între 53% și 71% din reducerea emisiilor necesară pentru atingerea acestei ținte. Airbus a anunțat recent că avionul gigant va fi testat cu un motor experimental alimentat cu hidrogen, o altă inovație menită să facă zborul mai puțin dăunător pentru mediu.